Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Joi, vremea va fi predominant frumoasă, dar călduroasă în sudul și în sud-vestul țării, caniculară după amiaza în sudul Olteniei. Cerul va fi variabil cu unele înorări în a doua parte a zilei, în zonele montane și submontane, unde pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei și 36 de grade în sudul Olteniei. Minimele termice vor fi cuprinse între 12 și 21 de grade Celsius, mai scăzute în depresiuni. Să vedem ce temperaturi ne aduce ziua de mâine. Începe cu partea nord-vest a României, unde temperaturile sunt cuprinse între 27 și 28 de grade Celsius. În ținuturile vestice, încălzirea vremii continuă și maximele ajung mâine la 32 de grade Celsius. În Transilvania avem temperaturi cuprinse între 24 și 33 de grade. În Oltenia, temperaturile cresc de la o zi la alta, ajungând să avem o minimă de 32 de grade și o maximă de 36 de grade în Drobeta, Turnu, Severin. În Muntenia avem temperaturi cuprinse între 29 și 32 de grade, cu maxima regiunii în București. În Dobrogea avem temperaturi bune pentru această perioadă, ele fiind cuprinse între 27 și 30 de grade. În regiunea noastră, în Moldova, avem temperaturi care oscilează între 24 și 30 de grade Celsius, cu 27 de grade în județul nostru, în județul Iași. În Pașcani, mâine se registrează o temperatură de 25 de grade, dar se va resimți ca una de 26 de grade Celsius. Vom avea mâine un cer parțial însorit. Atât despre prognoza meteo. Sunt Ana Maria Ipate și o aștept și mâine pentru mai multe date meteo. Numai bine!